Bună seara, Vali! Ce faci? Fericit! Bravo! Cum a fost fericit semifinala? Mi-a plăcut foarte mult Spania, sincer. A început mai bine un pic, poate Franța, dar după primul gol, după golul Franței, Spania a avut o reacție de campion, de o echipă mare, de personalitate, de tot. Unde crezi că s-a jucat meciul? Eu zic că Spania a fost foarte bună la mijloc, a câștigat posesia cu Fabián Ruiz sublim și Rodri. Dani Olmo mi-a plăcut foarte mult astă seară cât a ținut și mi-a plăcut copilul minune. Și asta că n-a jucat bine nici Nico Williams, nici Morata. Nu ți-a plăcut Nico? Nico a jucat, cred că e unul dintre meciurile lui slabe. No, a încercat să... Ba da, pentru mine da. Dar n-a reușit, mine... Gică, dar a fost activ, a acoperit bine zona. A acoperit bine zona, s-a apărat foarte bine, l-a ajutat foarte mult pe Cucurea pe faza defensivă, dar n-a avut realizări de la mijloc în sus, care el acolo a fost cel mai bun. Și mai ales la ultimul meci. Sau la meciul cu Italia. A avut câteva dribling-uri care dă... Gica a avut câteva dribluri care dă încredere echipei, adică se vede că e din filmul ăla de acolo, din peisaj. Ilie, și atunci îți spui de copilul minune. E minune, e nu. Nu tu, Ilie, nu tu, tu ai fost odată. Nu, noi râdeam de altceva. Nu. Ideea este că copilul ăsta este incredibil, ce maturitate are joc și ce personalitate la 17 ani. Deci este fenomen. Este fenomen. Ne împliniți, da. 17 ani. O zi înainte de finală. Și el a băgat în joc Spania cu șutul ăla. Ia zi-mi, Gică, cum te-ai uitat la șutul ăla? Ai făcut ochii mari și te gândeai, băi, cum a dat ăsta? Vali, mi-am readus aminte sau mi-am adus aminte de Messi. Deci exact același... Aoleu, credeam că zici, mi-am adus aminte cum loveam eu. Nu, lasă. Mai dădeam și eu cât un gol întâmplător așa. Da, dar mai ales pe Camp Nou. Da, mai ales pe Camp Nou, dar de Messi. Deci te duci, îți deschizi unghiul, vezi că nu poți, îți redeschizi unghiul și tragi la vincul. E un gol senzațional. Și portarul se aruncă foarte bine, dar nu are ce să-i facă, se duce la vincul. Așa e. Da. Mi-a plăcut Dani Olmo. Mi-a plăcut foarte mult Dani Olmo. Eu cred că e un câștig pentru Spania. Și a jucat bine la toate meciurile, Gică. La toate meciurile. Și decisiv. Și decisiv, corect. Da, corect. A dat gol bine. Nu știu, pentru mine e golul lui Cundé. Nu e golul lui Dani Olmo. Da, se ducea în poartă, eu așa am văzut-o. Și eu zic că se duce afară mingea. A, nu, eu ziceam că se ducea în poartă. Dar crezi că se ducea afară? Nu cred că se ducea în poartă. Eu cred că se ducea afară. Dar mie mi-a plăcut Spania ca atitudine. Când ai atitudine, când ai mândrie, când joci așa frumos fotbal, e imposibil să nu câștigi. Și mie, Franța, sincer, mi s-a părut o echipă minoră. O echipă care nu a vrut practic nimic. În ce sens n-a vrut nimic? Pentru că, Vali, vezi tu, la pierzi 2-1, tu trebuie să ai mândrie aia, să te duci peste Spania, să faci pressing, să-i domini. Da. Dar Franța n-a făcut nimic, nici păi pressing. E greu, Giga, când se pierdea mingea, intrau... Nu le dădea mingea, e greu să intri în posesie cu Spania, să știi. Alegi foarte mult în gol. Au fost momente când au avut și posesia, dar e... Dar puțină, Ilie, și puțină ocazii. Și mai e o chestie, că mie mi-a plăcut foarte mult agresivitatea asta, care parcă nu era totuși în trecut. O echipă agresivă, o echipă care recuperează mai mult, mai, nu știu, față de perioada lui Enrique. O echipă mai puternică. Mai motivată. Defensiv și recuperează mai mult, are o agresivitate de asta. Nu știu, în grup, așa, în momentul în care se pierde mingea, toți reacționează să câștige. Ceea ce Spania nu era așa. Spania era o echipă care domina mingea. Da. Azi arăta ca o echipă mare. Un Rodri sublim, continui să îl crezi cel mai bun jucător din lume pe postul lui. Inclusiv mi-a plăcut Dani Bibian când a intrat. Da. Da, și mai era ușor de remarcat că Spania s-a bazat și astăzi, poate astăzi mai mult ca altă dată, pe jucători basci. Erau mulți de la Bilbao, de la Sociedad, erau parcă altceva față de altă dată când era doar Real Barça, să zicem. Vali, ne întoarcem la epoca 82, când așa erau foarte mulți jucători de la Real Sociedad și la Athletic Club de Bilbao, da. Așa e. Ce ți-a plăcut, Vali, sincer, cum a arătat Spania astă seară? Păi, nu numai astă seară, Spania a arătat cel mai bine la acest Euro. Cred că este indubitabil. Nu, pentru mie mi-a fost frică de meciul cu Spania. A jucat foarte bine, a fost echipa cu exprimare consistentă. De Spania. Mie mi-a fost frică de meciul cu Franța. Cu Franța, da. Deci mi-a fost frică de meciul ăsta, pentru că este o echipă matură, o echipă solidă, dar a reușit să o subordoneze și a reușit să o întoarcă. Și pe Franța. Da, și să întoarcă cu Franța, s-o întorci Franța. Gică, o vedeai favorită pe Spania la început? Da, Vali, mi-au spus aseară toți prietenii mei și am vorbit la radio. Avem noi emisiunea de la 11 la 1 și am fost singurul care îmi părea pe Spania, dintre toți. Singurul. Pentru că mi se pare o echipă uluitoare, o echipă diferită, o echipă cu o posesie foarte bună, cu jucători foarte buni și am dat argumente. Eu le-am spus, au cel mai bun mijlocaș defensiv din lume, care e Rodri. Au două aripi, avioane. Au cel mai bun mijlocaș ofensiv din lume, Pedri sau Dani Olmo, dar mai ales Pedri, cu toate că Dani Olmo a jucat senzațional și a ajuns la o formă maximă care pentru mine e cea mai mare surpriză și cea mai plăcută, Fabián Ruiz. Da. Deci eu am argumente, Vali, și de asta am pariat pe Spania. Pe cine crezi că ar învinge mai ușor în finală? Pe Anglia. E mai ușor de citit? Da. Pentru mine, da. Olanda este o echipă dificilă. O echipă care are două aripi foarte, foarte bune. Are un mijloc echilibrat și are o apărare foarte bună. Cu Ache, cu Van Dijk, cu Dumfries, Vrij sau De Vrij, cum spun spaniolii, și cu Dumfries. Dar o echipă foarte bună. Olanda mi se pare o echipă foarte echilibrată. Auzi, Gică, dar de mult vreau să te întreb. De la Fuente ăsta, de unde a apărut? Cine l-a adus, domnule, la... A fost jucător la Athletic Club de Bilbao, a fost antrenorul meu la școala de fotbal când mi-a scos titlul UEFA Pro și un tip senzațional. Este pâinea lui Dumnezeu. Tu ți-aduci aminte de americanii când era rușine să spună dă-te mai la o parte. Așa e băiatul ăsta. Nu, da, cui pilă e? Incredibil. Cine l-a pus? Incredibil. Da, pilă. Da. El mă întreba, Gica, de ce joci tu 4-3-3? Și îi dădeam argumente și spunea, cumpăr ce mi-ai spus tu. Îi spunea lui Lopo sau lui Valeron sau eu ce știu, lui Scaloni, ce sistem, îți cumpăr și ție. Dar dăm argumente. Da, e un tip foarte deschis și foarte ok. Și mă bucur din suflet pentru el. O vezi o Spanie asta a lui De La Fuente peste Spania din anii de glorie? Când, a luat titlurile? Sau? Eu cred că este, după 2008-2012, cea mai bună echipă care a avut-o Spania. Deci deocamdată după aceea. După. Pentru mine, echipa din 2008 cu lui Aragonés a fost top. Tot pentru că a fost prima dată când au câștigat și acel titlu le-a dat încredere, i-a motivat și și-au dat seama că au o forță incredibilă de grup. În primul rând de grup. Numai că, vezi tu, Vali, nu au un Puyol, nu au un Sergio Ramos, nu au un Piqué. S-a schimbat, nu au un Silva, un Xabi, un Xabi Alonso, dar e o echipă uriașă. Ai amintit de... Tătucul Aragonés avea 70 de ani când a luat titlul. Da. Ți-am adus aminte de câteva nume. Da. Urmă Del Bosque. Da. Și după aia Del Bosque, bineînțeles. Da. Așa e, da. Așadar, dacă e Anglia e de bine, dacă e Olanda e puțin mai greu, dar o vezi pe Spania câștigătoare. O văd de departe. Deci astă seară mie Spania mi-a demonstrat o personalitate uriașă, enormă. Deci e incredibil să pierzi 0-1 cu Franța, să riști și să joci așa bine, să ai ocazii, să-i subordonezi, cum spune mister, neușor, Vali. O echipă mare, foarte, foarte puternică. Foarte puternică Franța. Dar uite că Spania a avut resurse. E trăită această calificare, e sărbătoare, noi avem niște imagini cu bucurii de prin... E sărbătoare și va fi câteva zile, până sâmbătă. Până la finală, da? Da, sâmbătă va fi diferit. Sâmbătă începe teama. Pentru că cu oricine joci, știi că e un adversar dificil. Numai că Spania cred că va fi favorită în final. Gică, mulțumesc mult pentru dialog. Seara bună! O mare plăcere! Seara bună, Gică. Numai bine! Ne întoarcem după câteva momente.